Bună ziua, dragilor! Iată, ne aflăm în stupina domnului Traian Pânzaru. M-a invitat pe la el și, da, tot discutând despre albine, am zis că hai să deschidem un roișor măcar, să vedem ce este, să văd cum lucrează dumnealui. Deci, el are stupi tot tip termos, confecționați de el. Ne-am apucat împreună în același an de confecționat. I-a confecționat și el, numai pentru el. Da. Aici de față domnul Traian Pânzaru din Iași și am zis că să deschidem un stup, să vedem, ce este. Ia să văd unde mă poziționez eu. Cred că am să mă dau aici în partea asta un pic. Aici eu n-am schimbat cuibul tot jos. Da, deci da. Cuibul e jos, da. Sus sunt rame goale sau da. Mai am și puțin stropite. Nu, am chiar aici am cu greu. Are miere, da? Are, da. Am mai lăsat câte o ramă sau două. Uh-huh. Am lăsat pentru că mai ales la care au avut puiet mai mult, este sigur o ramă în cap. Cu miere, cu ramă. Oriunde ai pune fumul, da. Oricare parte, tot la dumneata le vine. Da, da. Așa aici eu am făcut deja. Deci am 2, 4, 6, 7. A, două le-am pus, dat din coace diafragmă. Ai pus-o diafragmă, ca da, să da, tragă da. Din... Da, da, da. Așa, asta are mâncare mai puțină. Da, bineînțeles că o să... Așa și e și mai închisă la culoare. Da, aia o să o curețe și o, da, da, da. O scoți de acolo. Da. Să scot eu întâi diafragma. Să nu mai ușor. Da. Domnul Traian are albine din ce an? E al șaselea an. Al șaselea an, da. Am început cu trei stupi, cu Liviu ca mentor, pe urmă te-am găsit pe tine în elu. Ai, eu nu prea am fost mentor, noi ne-am ajutat așa reciproc. Așa. Mentor a fost domnul Mitrigan, domnule. Păi tocmai, că pe urmă, datorită internetului, l-am descoperit pe domnul Mitrigan și l-am urmărit de atunci. Încerc să... Că de cât așa, da? Ai matca acolo? Cu galben? Nu. Ba, da, nu e matca, nu, are polen acolo. E polen ala? Are polen, da. Are bobiță de polen. O s-o lipit, cred că m-o... Aha. Tamponat acum. Aici e tratamentul. Ce tratament le-a spus acum? Varostop le-am spus. Așa. Astăzi în zona noastră a fost foarte cald. Aici mai este o leacă de puiet. Deja se duce cu mâncare în jos. Da, nu mai are oat, nu? Poftim? Nu mai are ouă sau... Nu, nu mai are oat, nu. Deja trage... Da, uite, da. Aduce miere, da. Aduce miere de pe ramele cele, cred că s-au dincat. Asta e bine, că nu mai are puiet. Da, uite, asta are puiet, are da. Polen. Și o leacă de polen este. Da, da. Albina e împrăștiată, că fiind două corpuri, da. E împrăștiată.
Și e și foarte cald acum. Azi a fost 30 de grade. 32, da. Da. Este, dacă mai sunt ouă. Ia de să centralizez eu un pic. Nu mai sunt. Nu mai sunt, cred că... Nu cred, se mai vede. Și matca aici, matca cu galben. Matca aici cu mai este larvar. Mai acum căpăcește aici. Da, este larvar. Da. Și aici vezi că jos deja au început iarăși. Deja au început să transporte miere acolo. Miere acolo își face... Se pregătește de acum de... Da. Aici asta e una din rame. Așa deja, uite frumos e. Are polen, da, polen, și pe o parte și pe partea aia altă, am văzut. Da. Uite, și aici ai mai mult polen. Da. Frumos. E bun. N-a reușit încă să învăț. La noi e foarte mult propolis. Vezi cât propolis e așa. Da. Să fac o recoltare de propolis. Asta tot așa, uite, ca da, da. E mai neagră că e de margine. Păi eu curăț toate ramele. Curăț toate ramele când mă duc la extras. Le curăț și le duc înapoi curățate. Și propolisul rezultat de acolo îl ia nevastă-mea. Ea-l comercializează, îl mai dă pe... Și anul ăsta cum a fost? A fost un an bunișor. Bun. Deci eu sunt mulțumit, așa. Și am cules, cum s-au mulțit noi. Ați mai multiplicat, ați mai făcut? Da. Am făcut roiuri. A, aveți roi făcuți. Da. Aici când vă sărăcească, în noiembrie, atunci, sau dacă sărăcește mai devreme, iau corpul și îl duc în... De ce nu îl lași aici mai mult? 5 cm peste tot, așa? Ia, dacă îl tragi în spate de tot... Așa, nu așa. Și duce și fluturi pe urmă, faci așa? Așa, uite așa. Așa, că ea urcă. Ăla poți să ridici după aia... un pic înapoi, din spate, știi? Adică eu așa... Și atunci vor fi luate caturile, numai da, deja da. Cu tot cu rame, da, vor da, fi da. La rezervă. Da. Asta e. Așa arată o familie. Cam mulți pentru mine, așa. Eu, în primăvară, aș vrea să mai vând din ei, dacă... A, vreți să vindeți o parte. O parte din ei, că... Da, păi... Am și roieri acolo, eu bine... Uh-huh. În capăt acolo sunt câteva nuclee, două cu câte doi. Da. Să iernez doi într-unul. Da. Da. Acolo chiar cat. Roișele au fost făcute înainte de salcăm. De salcăm, da. Așa am și eu roișele făcute înainte de salcăm. Da. Bun, dacă mai vreți să spuneți un cuvânt, două. Ce să spunem? Sănătate la toți apicultorii. Sănătatea lui domnul Midrigan. Sănătate. M-a învățat foarte mult. E un profesor foarte bun. Ce să zic? Așa, sănătate și ție, că... Am de învățat și ține și când am câte o problemă, ei, îmi dau telefon și... Ne ajutăm așa, care reciproc. Și încercăm să rezolvăm. Da. Și să dea Domnul pace și numai bine. Da. Bun. Vă doresc multă sănătate dumneavoastră și la Albine.
Pregătire ușoară, pregătire intensă pentru iarnă, pentru timpul rece, cu toate că acum avem temperaturi foarte mari și încă se mai anunță. Nu a mai plouat de foarte mult timp în zona noastră aici, totul e uscat, dar văd că albinele mai aduc polen, mai aduc ceva nectar de pe unde mai găsesc, de pe la lucernă, de pe la... mai sunt flori. A început să florească rapița sălbatică, am văzut. Da, da, cred că din nou, că da. Aia înflorește de mai multe ori. Așa am avut o fantusă, dar i-a trebuit apă, multă. Da, aici e o plantă, Lofantus, care înflorește, așa are în ciucure și înflorește progresiv, așa. Da, începând de aici, de jos, până sus. Deci durează foarte mult. Dar i-a trebuit apă, din cauza ce știi, eu și-a rămas și mic. Da, e iubitor de apă. În schimb, albinele recoltează de la el foarte mult polen. Da. Și nectar, cred. Am avut și facere a 10 ani. Da. Dar din cauza secetei au rămas de o palmă. Au rămas, da. Crescut. Da. Mulțumim de vizionare și să ne auzim din nou sănătoși la un nou video. Doamne ajută și să auzim numai de bine.